Da, acum ia să vedem, s-a lipit ceva de noi din lecția despre autostrăzi? Ce am învățat noi din accidentul cu 30 de mașini și 4 morți de acum 10-11 zile? Vrea cineva să răspundă? Acolo în spate? Nimeni? Ăla eu. Stați, mă, nu vă înghesuiți, că vă loviți între voi. Haideți, fraților, haideți să o spunem. E vorba și despre noi, nu doar despre cei care ne conduc. La intrarea pe autostrada Soarelui a avut loc un accident în lanț în această dimineață aici și asta din cauza poleiului. Mai exact, 17 mașini au fost implicate într-un accident rutier. Mai multe persoane au fost evaluate privind starea de sănătate, au fost evaluate aproape 20 de persoane, iar 4 dintre ele au fost transportate la spitale din capitală. De fapt, au fost mai multe accidente în această dimineață pe A1 și pe A2. 6 bucăți. Deci acum putem să ne bucurăm că nu prea avem autostrăzi. Cine știe ce mai pățeam. Hai că-i bună asta. Ar fi tare să o zică un politician acuzat că n-a făcut autostrăzi. Ce autostrăzi să vă fac, bă, fraierilor? Că vă omorâți pe ele. Nu vedeți că intrați pe autostradă și vreți să vă luați zborul? Victore, o iei tu pe asta să o pui pe Facebook? Hai, mă, băiatule, că-i tare de tot. Practic a izbucnit o epidemie de accidente. Ar trebui să ne vaccinăm, să ne protejăm, dar uite că nu o facem. Noi ca șoferi, compania de drumuri ca administrator al autostrăzilor, dar și poliția ca paznic al șoselelor, nu? Comisie de anchetă așadar la compania de autostrăzi după carambolul din această dimineață de pe autostrada Soarelui. 16 mașini s-au tamponat pe ambele sensuri de mers după ce au derapat din cauza poleiului. Reprezentanții poliției spun că administratorul șoselei va fi amendat. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii vor cerceta modul în care drumarii au intervenit pe A2, în condițiile în care Direcția de Drumuri București susține că ar fi împrăștiat totuși material antiderapant. Oh, da! S-a făcut comisie de anchetă. Tradiționala comisie de anchetă. Comisia de după, cum se mai spune. Când o să vedem oare și o comisie de înainte? Că ideea e simplă, nu mai e ca la faza cu ceața. De data asta a fost așa. Au intrat șoferii pe autostradă cu toată încrederea și s-au trezit pe un patinoar. Ei spun că era nevoie de avertizări din partea companiei de drumuri, dar și a poliției. Mai departe, poliția susține că șoferii erau obligați să circule cu prudență și arată cu degetul spre compania de drumuri că n-a dat cu material antiderapant. Cât despre compania de drumuri, zice că n-a primit informații de la Institutul de Meteorologie. Cum s-au lovit mașinile, așa se dau cap în cap și instituțiile. Deci până la urmă e de vină Romica Jurca, a? Vă place, doamnă, ce ați făcut? Trebuia ca administratorul drumului din timp să treacă pe acest sector de drum și să intervină cu material antiderapant. Și s-a dat, da, însă după accidente, că oamenii de la drumuri aveau alte preocupări. Probabil plantau panseluțe, vorba șefului lor, directorul Homor. Hai, poate data viitoare o să facem și prevenire, nu doar constatare. Valabil și pentru noi, șoferii, desigur, că știți cum e, iarna nu-i ca vara. De fapt nu asta, că nu mai e la modă Traian Băsescu. E mai bună aia nouă, a lui Klaus Iohannis. Ah, cum era, domn președinte, că-mi scap acu. E mai bine să ne pregătim decât să nu ne pregătim.